Adame, unde ești? Iubiți credincioși, așa a început dialogul între om și Dumnezeu, dialogul, mai bine zis, dintre Dumnezeu și om, ca să ne arate Dumnezeu care este valoarea omului. Dar astăzi suntem în duminica a cincea de după pogorârea Duhului Sfânt și Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta un fapt de viață. Nu o pildă, nu o parabolă, nu un cuvânt de învățătură, ci ceva viu, ceva petrecut în ținutul Gergesenilor, în lacul Genizaretului, acolo unde Mântuitorul, trecând, vrând să intre în cetate, a fost întâmpinat de doi îndrăciți, care nu mai sălășluiau de mult în cetate, ci erau la marginea cetății, pentru că erau îndrăciți și rupeau și lanțurile cu care îi legau ca să își facă rău loruși semenilor. Și de departe, văzându-l, diavolii care se lășbuiau în ei, că de-aia se numeau îndrăciți, au început să strige: ce ai cu noi, fiule al lui Dumnezeu? Ai venit mai de vreme să ne chinuiești? Și Mântuitorul s-a apropiat. Dar ei nu l-au lăsat să spună nimic și au spus: dacă ne scoți de aici, lasă-ne să mergem în turma porcilor, pentru că erau turme mari de porci care pășteau pe lângă ei. Și Mântuitorul le-a îngăduit să intre în turma porcilor, de fapt le-a îngăduit să iasă din oamenii pe care îi posedaseră de mult. Dar imediat cum au intrat în turmă, turma s-a aruncat de pe țărm pe mare și s-a înnecat. Și cei care au văzut acestea și păzitorii porcilor au mers în cetate și au spus tuturor celor ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și cu cei îndrăciți. Și ieșind supărați stăpânitorii porcilor și toți locuitorii cetății, l-au rugat pe Iisus să nu intre în cetate, ci să meargă pe lângă ei. Și se spune că Mântuitorul a trecut de cetatea aceea și s-a dus în patria sa. Iubiți credincioși, iată câteva cuvinte. Nu cuvinte de învățătură, așa cum v-am spus, nu cuvinte din vreo parabolă, din vreo pildă, din vreo vindecare, ci o pildă vie. Și anume, dacă de multe ori am vorbit despre unde se poate sălășlui surplusul nostru, dacă de alte ori am vorbit despre frica care ne cuprinde atunci când Dumnezeu se apropie mult de noi, dacă altă dată am vorbit despre ce căutau porcii aceia într-o zonă în care nu se consuma carnea lor, am vorbit despre multe, iată că astăzi vreau să vă vorbesc despre valoarea omului. Valoarea omului nu este dată de ce crede lumea despre el. Valoarea unui om nu este dată nici măcar despre ceea ce crede el însuși despre el, ci valoarea omului este cea pe care Dumnezeu i-o dă. Așa cum îl valorifică Dumnezeu, așa cum îl evaluează Dumnezeu, acesta este omul. Și spuneam că dialogul între Dumnezeu și om a început cu întrebarea de după căderea lui Adam: Adame, unde ești? Putea să înceapă Dumnezeu, dacă nu îl evalua pe om la o valoare atât de înaltă încât nici el nu se evaluase? Ar fi putut să-l întrebe: Adame, ce ai făcut? Sau putea să nu-l întrebe deloc? Putea să-l scoată din rai fără să-l întrebe deloc, pentru că era Dumnezeu. Dar iată că l-a chemat. Și l-a întrebat pentru că Dumnezeu avea nevoie de dialog. Dumnezeu, spre deosebire de oamenii, nu este un dictator. Dumnezeu cheamă la dialog și l-a chemat să vadă dacă Adam recunoaște că a făcut ceva. Pur și simplu, era Dumnezeu și cu omul. Și Dumnezeu îl întreabă pe om unde este. Adică nu îl întreabă pe om unde ești dacă te-ai ascuns pe lângă un copac. Nu! Dumnezeu l-a întrebat unde ești, adică unde te afli. Pe scara asta, să zicem așa, în termenii mai actuale pedagogii,
pe scara valorii, cam unde te afli tu? El era ascuns și când a văzut că este descoperit, a zis, Doamne, sunt aici, dar nu pot să vin pentru că sunt gol. Înseamnă că omul începe deja autoevaluarea. Știa că este departe de Dumnezeu, știa că este lângă Dumnezeu, dar totuși departe de El, dar știa că este gol. Știa că nu mai este acoperit de ascultare. Știa că porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, era o poruncă deja încălcată și omul a spus, nu pot să vin căci sunt gol. Iată că de la această constatare a omului, omul a rămas cu impresia despre el că este jos. Și astăzi Dumnezeu continuă dialogul cu omul. Deși vorbește numai cu diavolii și le îngăduie ieșirea, totuși astăzi Dumnezeu, prin Fiul Său, vorbește cu omul. Și anume, îl evaluează Dumnezeu pe om. Nu-l mai lasă pe om să se autoevalueze. Autoevaluarea omului, adică a celor doi, din Ținutul Chemiei Semnilor, era foarte clară. Era inexistentă. Erau evaluați de către cei dinpreună cetățeni, adică cei dinpreună cu ei din același oraș. Să zicem așa, pe românește, conțăranii. Se adunaseră, probabil că făcuseră un comitet, un consiliu și a zis, mă, tată, ăștia sunt îndrăciți. Ce facem cu ei? Că urmează de dea-n cap. Chiar îmi spunea, îmi aduc aminte de Dumnezeu să-l odihnească Părintele Calciu Dumitreasa, cum atunci când a venit la Petru Vodă să-i facă o vizită Părintelui Iustin, a aflat că un îndrăcit își pusese în gând să-l omoare pe Părintele. Acum, un îndrăcit. Probabil că diavolul din el gândise că poate ușor să-l omoare pe Părintele. Dar s-a întâmplat ca Părintele, atunci când a intrat în mănăstire, să fie dat la o parte de un frate ca să intre el primul. Și Părintele s-a dat înapoi, lasă tată. Și a intrat săracul bietul călugăr direct în lama cuțitului pe care îl ținea în mână cel care avea de gând să-l înjunghie pe Părintele. Și când și-a dat seama că nu e el, atunci el singur s-a alarmat și a chemat pe cineva să-l ajute și să cheme ajutoare și să îl salveze pe bietul călugăr. De aici putem trage concluzia că, într-adevăr, oamenii îndrăciți pot să facă rău celorlalți. Chiar Părintele Asenie întreba pe cineva care deotea. Mă amintesc să ne ascunde după degete, că o fi copății. Nu, pur și simplu era cineva care deotea. Și a zis, soro, dar știi că vată-mi, adică nu e de joacă, trebuie să faci ceva. Păi că nu-mi dau seama, nu e adevărat, trebuie să fii conștient totdeauna de ce poți să faci cu o privire. Acum noi nu suntem niciodată atenți cu ceea ce puteți face cu un gând, prea multă cu o privire. Dacă te uiți așa la cineva și începi să admiri, să știți că admirația nu se face mai pe frumos. De când cu estetica urâtului, să știți că și urâții să deoache mult mai repede decât cei frumoși. Pentru că există o estetică și a urâtului, numai a frumosului. Va să zic că oamenii este doi fuseseră evaluați de către concitatii lor. Și au spus, locul vostru nu mai este în cetate. Ieșiți afară. I-au dat afară, i-au împilat, cum se spune, cu lanțuri și ei stăteau acolo. Câteodată mai rupeau lanțurile, dar tot acolo rămâneau. Înseamnă că oamenii îi evaluaseră pe ceilalți, pe semenii lor, foarte jos. Adică pe românește nu dădeau doi bani, băi. Din când în când mai plăteau niște lanțuri. Și ăsta era un preț, dacă e să luăm așa la bani mulți, cam cât valorau oamenii aia, cam vreo două lanțuri la două săptămâni, probabil. Dar, când a venit Dumnezeu, cum i-a evaluat pe acești oameni? În primul rând, dacă a îngăduit ca prețul eliberării lor de sub jugul satanei să fie o turmă mare de porci care să se arunce în apă. Pe de o parte, al doilea preț,
prețul pe care el însuși avea să-l plătească prin interdicția de a intra, să zicem așa, în spațiul Schengen, de a intra în acea cetate, este alt preț, adică face parte din preț, la un moment dat, se adună, după care aflăm că Mântuitorul ne ridică pe om la adevărata lui valoare. Vedeți, cum zicea Părintele Arsenie, Tată, dar știu omul ce valoare are, cât valorează omul. Noi asta trebuie să învățăm acum, că avem o valoare foarte mare, că valoarea noastră nu ține de nimic altceva decât de ochiul cu care ne pune Dumnezeu în balanță. Acum o să spuneți foarte bine, dar există și părerea celorlalți, adică, bă, tată, una și una fac două, sunt două suflete, dar ce ne face cu noi? Am rămas cu o pagubă pe care nu știu cine o să o acopere. E, aici să știți că este altă. Trebuie să intrăm puțin în teoria relativității, adică cât de relativă este bucuria și cât de relativă este și tristețea. Bucuria Mântuitorului că a redat viață liberă a doi oameni, că le-a arătat și celorlalți cam care este valoarea, deși aceștia nu prea voiau să o plătească, dar n-aveau un control, și chiar Mântuitorul i-a evaluat pe cei doi, așa cum am spus, cu interdicția pe care și-a asumat-o de a nu intra în cetatea aceea. Vă să zic că se vede lucrul dintr-o parte și dintr-alta total diferit. Această diferență putem să o înțelegem mai bine dacă ne aducem aminte cu cel care avea o casă lângă o apă. La doi pași avea casă. Și omul, după ce stătuse în casa aceea, și-a dat seama, orică e prea mică, a vrut să o vândă. Și știți, în primul rând, când vrei să vinzi o casă, trebuie să ai imediat în cap, nu să te gândești așa pe loc când vine cumpărătorul, trebuie să ai în cap răspuns la întrebarea, de ce o vinzi, domne? De ce o vinzi? Aici e problema, că are un medic, ceva. Și vine primul cumpărător, potențial cumpărător, și începe omul să-i transmite tot felul de argumente ca să o ia. Dom'le, uite, casa este nici prea mică, nici prea mare, nici la umbră, nici la soare. Dacă vrei să crești niște animale, uite unde e casa, uite unde e apa. Dacă ai vreun copil, îți faci o baie, uite casa, uite apa. Și tot așa. Și să zic, nu te supăra pe mine, dar m-a dat de ce o vinzi. Aia, uite, scam bătrân, nu mai pot să mai fac față. Pentru mine e prea mare, pentru mă trăie inima bună. Și bine, bine, am și eu o singură întrebare. Toate sunt bune, aici e casa, aici e apa, dar dacă vine apa asta mare, unde este casa mea? Ce, tată, unde e casa, unde e apa? Totul își mișcă deja spre interesul omului toate granițele. Dar acum să nu credeți că noi vorbim numai despre lucruri din afara noastră și o să ziceți, bine, uite, da, zine și mata din lumea mata. Aia o cunosc mai bine. Se spune că vine la un duhovnic, un frate, așa, ca să nu intrăm în amănunte, latinească, păsărească noastră, cerpitoribus. Adică mai dădea cu mâna stânga împrejur, așa. Și părintele știa că intrase și până în grădina lui și îi luase câteva ploști de sub ouă cu ouă cu tot. Știa că îi luase lui vecinul o capră, știa că luase câte ceva și zice, bă, Nea Ioane, bine că te-am prins. Îi pune epitrafitul, bă, Nea Ioane, vede care-i treaba, ia-ți găinele ale mele, știi ceva de ele? La care Ioan zice, părinte, nu te supăra, dar nu se aude. Ioane, îți vorbește mai tare. Vorbește, părinte, și mai tare. Bă, dacă apra lui cu tare, dacă... Părinte, chiar nu se aude. Adă cum să nu se audă. Și uite, îți spun eu ceva, să facem un experiment. Dă-mi ei epitrahierul și treci mata aici să vezi că nu se aude. Și de adevăr, părintele s-a supus. Bă, ia să vede ce s-a întâmplat. De ce mă aude omul? Să suie pe saunul de spovedanie fratele nostru Ionică și părintele când ajunge jos, părinte, Ionică îl întreabă, părinte, pe la Ioana mea ai mai trecut? Zice, bă, Ioane, să știi că nu s-au întâmplat. Vedeți, acum contează foarte mult de partea cărei, de ce partea baricadei ne află, ca să știm exact unde ne poziționăm. Asta este valoarea omului. Valoarea omului nu este nici, așa cum a spus, nici cea pe care o crede el despre el însuși, nici cea pe care o cred ceilalți și este valoarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și acum lucrul cel mai important. Nici măcar nu suntem în stare să ne autoevaluăm la valoarea cu care Dumnezeu ne așează.
Credeți că ar fi avut îndrăzneala cei doi îndrăciți să ceară de la Dumnezeu să-i răscumpere printr-o turmă atât de mare de porci? Nu. Dar nu este vorba despre ei în toată povestea asta, ci este vorba despre noi. Cum ne auto-evaluăm noi? Ce știm noi despre viața noastră? Nu cumva ne ascundem după degete ca Adam, Doamne, că o fi copățit, nu eu, ci femeia pe care Tu mi-ai dat-o, adică tot Tu ești vinovat de ceea ce mi s-a întâmplat cu mine, de ce am căzut. Este foarte bine să știm cum de ieftin, cât de ieftin sau de scump ne vindem pielea. Sunt momente în viață în care suntem așezați în ceata tâlharilor, în ceata nemernicilor, în ceata celor care nu au nicio lege. Și atunci trebuie să știm, și chiar din această pildă, chiar din această pilduire a unui act de viață petrecut în Ținutul Ghergesenilor, aflăm că, de fapt, valoarea noastră este mult mai mare, pentru că Dumnezeu ne-o dă, nu ne-o dă aproapele. Dumnezeu știe, poate, și cu siguranță ne-a numărat secundele jertfei noastre. Poate că cel care ne vede așa pe deasupra, vede numai poleiala, vede numai destinația la care am ajuns. Dar știe celălalt de unde am pornit noi? Vă mai spunea și altă dată, cine mă vede pe mine cu mașina parcată în spatele bisericii, mă, părinte, băi, cu Audi ăsta aș vrea și eu să am. Da, tată, trebuia să mă vezi când mergeam și mi-adunam până casă, la 15 bani, la 15 bani, să pot să-mi iau 2 lei să mă duc cu metrou, să ajung la școală. Atunci trebuia să mă vezi. Dar nu m-ai văzut atunci. Dar nici nu știu eu. Atunci m-a văzut Dumnezeu. Și atunci mi-a dat Dumnezeu valoarea. Nu aștept de la unul sau de la altul să-mi dea valoarea. Unul sau altul poate să mă judece numai așa după cum sunt îmbrăcat. Și vedeți, dacă am acum o soție mai atentă cu mine, am și pantofii mai îngrijiți, unul care ar fi meritul meu. Nu prea văd așa mare lucru. Dar dacă cineva e pe lângă tine, și să știți că întotdeauna lângă un bărbat de succes stă o femeie obosită, în sensul bun al cuvântului, adică obosită bine. Dar să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a așezat așa, doi câte doi. Adică lângă unul neglijent a așezat pe cineva care să știe că nu trebuie să arate oglinda, ci se arată urechea de pantofi, se arată cravata, se arată tămașa, se arată... Asta este toată povestea. Iubiți credincioși, valoarea noastră este mult mai mare. Cu acest gând trebuie să plecăm noi de aici. Valoarea omului este mare și încă nu am aflat-o. Viața noastră are o valoare pe care noi nu am băgat-o în seamă. E adevărat așa, de câteva ori în viață, când ne dă ghes cât un organ și ne aduce aminte că nu mai avem și inimă și mai avem și ficat și mai obosim câteodată, începem să spunem că sănătatea este de preț. Dar nu, sănătatea este numai un efect. Pentru că, dacă vrem să căutăm cauza, este ori inteligența noastră, ori faptul că nu am fost prea mult atenți cu orele de odihnă sau una sau alta și încet, încet revenim la valoarea noastră. Dacă Dumnezeu, așa cum aveam o exprimare în vremurile străvechi, ne-a proiectat la niște parametri, cu siguranță că nu lucrăm la parametri proiectați. Despre acești parametri, astăzi Mântuitorul ne învață care este valoarea omului. Deși se vor supăra pe lângă noi alții care vor pierde un bun sau altul, să știm că valoarea noastră este peste partea materială a noastră sau a altora. Valoarea noastră este aceea pe care Dumnezeu ne-o dă. Adică dacă Dumnezeu ne bagă în seamă și ne întreabă, Adame, unde ești? Noi trebuie să ne dăm la o parte? Noi trebuie să răspundem, Doamne, eu încercam să fiu pe cale. N-am ajuns nici la jumate, nici nu știu dacă am început prea bine. Important este că măcar îmi fac un plan să ajung la tine. Pentru că Dumnezeu, de altminteri, l-a întrebat pe Adam unde este, ca să vadă dacă mai este Adam în rai, nu cumva să fi fugit el de bună voie. Și Adam totuși, deși știa că a greșit, tot în rai a răspuns, Doamne, aici sunt, dar sunt gol. Și noi suntem goi, și noi greșim, dar să recunoaștem, Doamne, aici sunt, mă pregătesc să vin din nou lângă Tine, dar porunca pe care mi-ai dat-o, am încălcat-o. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca duminica de astăzi
Duminica vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gherghesenilor al Gadarei să fie una care să ne lumineze pe cale și să ne spună, omule, dacă ai ști cât ești de valoros și dacă ai ști cât de mult te iubește Dumnezeu, ai începe și tu să te iubești măcar puțin. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Să trăiți, Părinte!